În prima zi a manifestărilor dedicate zilelor municipiului Câmpulung, holul complexului Big and Small a găzduit o expoziție cu lucrări ale unor pictori mușceleni, dar și a invitaților acestora. Expoziția denumită Salonul de Vară a cuprins lucrări variate, admirate de mușcelenii prezenți la eveniment. Uitându-ne la tablourile expuse, diversitatea, stil, frumusețea acestei expoziții intitulată Salonul de Vară o face tocmai stilurile diferite în care sunt pictate. Observăm la domnul Cacoveanu mult albastru, ceea ce înseamnă albastru, știți că e culoarea speranței și a luminii, și tablourile sunt de o deosebită valoare, le-am admirat încă de când am intrat. Ne bucurăm că putem socializa așa, pentru că experiența se câștigă numai întâlnindu-ne, numai făcând astfel de întâlniri artistice, și socializarea noastră este din cea mai plăcută, pentru că este despre cultură. Vizitând, venind și vizitând astfel de picturi, ne îmbogățim sufletul, și mai ales că este vară, vedem că multitudinea de culori ne încântă inimile și sufletul, și este o mare bucurie să fim prezenți astăzi aici. Printre invitații pictorilor mușceleni care au venit cu lucrări la Câmpulung s-a numărat și Victor Cacovean. Picturile sale au ca notă dominantă optimismul și bucuria de a trăi. Sunt economist de profesie, am lucrat în domeniul controlului financiar, director de finanță la Curtea de Conturi și în alte domenii financiare și a controlului. Și după ce am ieșit la pensie, am putut să mă dedic a ceea ce am vrut să fiu dintotdeauna. Până atunci am fost un pictor de duminică, dar pot să vă spun că am pictat de peste 40 de ani. Mi-am confecționat singur pânzele, mi-am confecționat singur șasiurile și am pictat pe ce am apucat, pentru faptul că simțeam că este nevoie să redau ceea ce simt. Am urmat totuși școala de artă, sunt membru a Uniunii Artiștilor Plastici, dintr-o perseverență și o dorință permanentă, fiindcă am considerat, eu nu pictez pentru a vinde, eu pictez pentru faptul că așa simt să se redea. Și de asta și lucrările, când le punem, sunt pe șevalet în atelier. După ce au admirat lucrările expuse, persoanele prezente la eveniment au putut participa și la lansări de carte. Autori au fost colonelul Ioan Bratu și colonelul Gheorghe Cristache. Au scris și scriu în continuare lucruri importante și mai ales cu un caracter național, lucruri care le dau de gândit și e bine așa. E bine așa? Pentru că trebuie să ținem acest neam al nostru, altfel se destramă, să-l ținem în limitele care ne-a fost dat de înaintașii noștri. Organizatorul evenimentului de astăzi a fost Cenaclul Ide Negulici, în colaborare cu Primăria Municipiului Câmpulung.